Cu asta e domnul împătuți. Niciunul din grupul nostru nu este matinal. Poate singurul matinal este Jador, care nu se culcă. M-am trezit la 5. Ce să fac? Ce face, să rămână? Și am început să vorbesc cu el. Eu și vorbărete, înțelegi? Vrei să treci, Marin? Să treci, Marin. Ionuț. Mă bucur. Să treci. Ce m-am zis, Marin? Bine, uite, vă așteptam. Dar ce e cald la ora asta, că m-am trezit la 5? Păi... I-a întrebat oamenii ăștia câte curățenii am făcut pe aici. A? Bravo, bravo. Nu mai găsești ca mine, trebuie, Marin, toată viața m-am dat. Merge gura, taca, 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 te vede. Am un drac. Un drac cu coarne. E vorba de Jaguar. Jaguar sau Jador. Nu știu mare lucru despre el, dar cum l-am văzut, mi-am dat seama că are atâta energie încât eu trebuie să vin peste el. Măi, i-am zis că sunt singurul țăran din toți. El nu m-a crezut. El a crezut ce m-a văzut așa îmbrăcat. Cine știe, ăsta, șmecheraș de ăla, las că arătul lui, are ceasul, pe ăla, chiar arătul lui. N-a știut că eu, de fapt, nu am nicio treabă cum arăt. Sunt altceva. Face treabă, nu-i fac nimic. Nu face și începe cu prostii, îl fac cu capul, îl fac să vorbească singur. Ce faci, mă, tată? Cum era un pic dor de el așa? Shift este a doua oră când vine. Salut! Bună dimineața, Lino, îmi pare bine, vă. Cine ești? Lino. E, lângă el era un băiețel așa, l-a văzut tatuat pe aici pe gât. Și prima interacțiune a fost normală. Lino. Da. A, ăla e Lino Leano. Exact. Da. De la primărie în sus, măi, Lino Leano. Pentru mine tu vei fi Lino Leano. Ăla e? Da. Lino Leano. Bă? Lino Leano. Știi pe ăsta cine e, nu? Pe Shift îl știu de cel mai mult timp și cu el am avut cea lungă prietenie. Îl știu de când eram mic. Și eu sunt viața ta, Neamărine. Știu că nu mai puteai de mine și te dorm. Neamărine, mi-a fost dor de mă tale. Ce-i spui să fiu? Dacă nu te-am văzut, nici dor nu mi-era. Ai dormit. Neamărine, am venit să fac treabă. Păi ne-ai încotro. Toată lumea e pe un vibe de tabără, să zic. Mai puțin Neamărin. Ia, stați câte patru așa acolo. Da, cinci. Așa. Mi-e teamă de momentul că te surprinde, știi? Ca să știți cum stau lucrurile, fii atent, da? Ia, unde ai zis ăla? Ia, după mă. Așa. Neamărină, ia Wow! Ești nebuna ta, chiar ai dat! Dar eu credeam că el nu dă degeaba. Păi n-ai zis! Să... De cu ce și cu de-a... La mine la țară spune curcudea. Curcudu și tot asta pe voi. Am bătut era mic. Și să jură. Jură-te. Eu am la fel. Pentru a da. De unde ești? De născut de unde? Din Bacău. Ah. Eu sunt crescut la țară, m-a bătut tata de maroc. Hai, jos. Hai la micul de jur. Hai. De dai și de azi. Și sper să nu iau bătaie. Dacă dă mie, îmi simt, fug. Hai. O să iau bătaie, că nu sunt cu minte deloc. O nouă zi. Bună dimineața! Tocmai ieșeam din baie, mă bărbierisem. Nu te-am văzut de mult. Ce e asta, băi? Da, păi ce ninge fac? Neamărin lipsit de vlagă, eu lipsit de vlagă și obosit și așa. Hai că e masa gata. Nu mai mi-ardea nici să-l fac să râdă, nici să-l bat, nici să arunc cu ceva. Nici lui nu-i mai ardea de nimic. Seara că am ajuns la cazare, am ciocnit cu el cât un pahar. Vino mâine! Încă un vinuț? Și m-am cam prostuț. Eu nu știu ce fi catar ăsta, că și ăsta bău cu mine. Neața, băiatule, la mulți ani, să trăiești! Și le era frâș, haide, bă, haide! Ți-a fost rău? Hai că ți-aduc o țuică, stai că ți-aduc, o afinată sau o... Să fie ars casa, dormeam până când ajungea focul fix la patul meu și poate atunci mă ridicam. Vezi ce frâș e moșul, nu? Cel mai sport. Da. O să ne figurească, vezi să ne... Neamărin a venit direct cu chef de vânătoare. Nu fuge așa tare, mă. Fuge, fuge. Ia. Și l-am punct ochit, punct lovit. I-am dat direct în spate. Neamărin, păbune! Cum m-a dat? Vreau, păbune? Jador, ca să ne arate că e nebun la cap, a luat niște doze. Mi-a plăcut asta la Jador, că a luat un bax de suc și l-a aruncat efectiv de la etajul 1 spre Neamărin. A, bun. A început să dea în mine. A dat cu una, m-a ferit. L-am nimerit. A dat cu două, m-a ferit. Vrei, Neamărine, dacă să nu-mi dai în gât, că eu fac bani cu ăsta, te rog. În gât? Da. Oh, gata. Ha 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 ha!
la dat cu pahar? Când am fost la dat cu cana de cafea, mi-a zis, bă, omul e nebun. Am aruncat așa să speri un pic. Stai cu minte că ai de-a face cu nebun, ești nebun. Bă, ești nebun să dai cu cana? Păi stai că dau cu piatra tu, stai. Părerea mea despre e clar că e nebun. Deci omul ăsta e nebun. Băi, ăsta a dat cu cana. Ai spart becul, vrei? Da? Ai spart becul. Bine. Vai, n-ai ciput bine, mă. Nu știu dacă Jador se pune sau nu bine acum cu Neamărin, că o ia de la prima ora dimineții pe arătură. Dar nu mai dai, da? Nu, mai gata. Promit. Când a zis, când zice promit, nu mai dă. Bă, degeaba? Mi-a luat ușa în cap. Ai luat de aici direct în cap, mi-a dat, ești nebun? Mi-a dat cu ușa în cap, tu. Neamărin mi se pare foarte orgolios așa și ambițios și nu, nu, nu cred că din câte am văzut nu cedează niciodată. Hai. Mi-e frică. Da, așa mergem. Așa mergem unul după altul, știi ce zic? Hai. În spate capul la cutie, știi? Și au venit toți încolonați cu o plasă de la o ușă de țânțari cu ea, ca să nu cumva să dau un ei saper și a zis gata, acum am făcut cunoștință, poftiți la masă. Până număr la 10, ăla e acolo. 1, 2, dar n-am cum să ajung la ruc. Nu, 3, du-l sus. Da, bine, am mărit cu sor. 4, așa l-ai lăsat pe ăsta în bătaia puștea acolo. Nu da break. Îi va tolera toate giumbușlucurile. Jador e o fire așa jucăușă. Ce după aia cum să-l îndulcească? S-a două oară aici. Asta înseamnă foarte mult pentru mine. Anul trecut când am plecat am zis, bă, a fost tare, dar nu mai vreau. Și uite că-s tot aici. Fii atent, ca să știi cu cine ai de-a face. Ai văzut? Ca să nu avem discuții. Ai văzut? Băi, omule, băi, n-am văzut așa ceva în viața mea. Bre, cum le, te-ai lovit baraia de acolo? Da. Băi, așa... Ce-s, mamă, ce-i cu ăsta, m***ași, nu vă dați de-aia. Ca să știți cu cine aveți de-a face. Uite, Rubi, ce tare. Păi ești ce brigadă, Neamărin. Îmi place foarte mult brigada asta în care ne-am întâlnit ediția asta. Cu Jador nu mă cunoșteam, dar ne-am cunoscut și e o chimie mișto. Știft! Mi-era dor de tine, Știft. Nazorine! Eu nu vreau să-i pronunț numere și ziceam Știft. Și s-a produs chimia între noi, lui îi plăcea și zicea bine Neasorine. Dacă voi aveți energia asta cum ați avut dimineața acum și munciți, vorbesc foarte serios, aveți tot ce vreți voi. Cream că aveți toată ziua liberă. Nici mă mai culc. Nu trebuie, de ce? Dormiți. Ca să fie energic. Da, să nu începeți cu prostii. Ați început cu prostii, vă găuresc. Poftă bună în continuare, eu mă duc până la primar, mă întorc și am o stand de vorbă. Înainte să plece la primărie, a vrut Neamărin de primire, să spun, să-i dau o floare lui Jador. Da, și da, îți dau o floare, pentru asta îți dau o floare. Aaaa, urzică! Mamă, de când nu m-ai pișcat? Să rele urzicile pe aici. Am pus și eu mâna într-una și nu mi-a plăcut. Pișcă mai tare decât în alte locuri. Cum a plecat Neamărin la primărie, ce-am zis eu cu Jador? Băi, hai să facem ceva, să-i dăm teroare la moș. Hai să facem ceva, ce n-avem voie. Hai și când o fi mai greu! Ca aici să ne fie nou, tu vreți de asta? E mișto să fie maramu și să începi dimineața cu un shot mic de horincă. Hai, Jadoreanu, bagă! Nu cred că e o idee bună a la long, sau poate oamenii care trăiesc aici, nu știu, văd altfel treaba asta. Aseară parcă n-avea gustul ăsta. Mamă, frige pe piept, ești proast! Mamă, dă apă, dă apă, dă apă! Mamă! Adică nu e o băutură pe care te joci. Bei și mergi la treabă. Mi se pare o grupă cu energie bună. Pe Rubi o cunosc foarte bine. Prima zi cred că poate să facă treaba, a doua o să cadă. Pe Știft ăsta l-am avut anul trecut. Trei zile a mers bine, a patra a clacat. Sper ca Jador și Lino Leano să poată să ducă. Am ajuns la primărie, în fața primăriei era domn primar, ne-am salutat cu salutul deja celebru acum cu pumnul. Hai să mergem la birou, să stăm de vorbă. Haideți înăuntru. Așa că ne-am pus măștile, am intrat în birou și am început discuția.
Mă numesc Florea Păienar, sunt primarul localității Botiza, județul Maramureș. Localitatea Botiza este așezată în mijlocul Maramureșului istoric, 2718 locuitori. Este atestată documentar încă din anul 1337. Scopul nostru și ceea ce vrem să facem noi pentru această localitate este dezvoltarea turismului, atragerea tinerilor care sunt peste hotare în alte țări, ca să-i aducem acasă. Demonstrăm că și aici se poate. Deci și în țara noastră și în localitate se poate trăi și se poate progresa. Aici vin, care vin primii oameni, prima dată când vin în Botiza, vin turiști și pleacă prieteni de aici. Frumos. Deci rămân legați aici totdeauna de localitatea Botiza. Și cred că de la Horinca aia ne-au venit niște idei. Hai să fugim, bă, cu mașina. Hai! Cred că Jador a venit primul cu ideea să... Nu, mă, mașină, mă. Ne dați o mașină. Nu mașina, măcar cheile. O să-ți faci nuntă, o să ai nevoie de lăutari, cunosc pe toți. Îți cânt la nuntă. Da, hai, te iubesc. M-am dus la... patronul acestei vile, pentru că știam că e rușine de mine. Doamne, să știți că aveți noi nevoie. Da, sigur, nicio problemă, luați cheia de aici. Fugi, fugi, dreapta, dreapta. Ce greșeală a făcut moșneagul când ne-a lăsat singuri. Să evadăm așa din prima, ca să se știe cu cine are neamărin de-a face. Din bârlic repede, puteți. Din bârlic, știi cum? Sunt persuasiv, n-ai văzut. Stai, băi!